vă îmbrățișez, mă bucur din suflet că urmăriți o nouă ediție a podcastului Gânduri Bune și eu mă bucur să fiu aici pentru că trece așa o săptămână, trec două și mi se face tare dor să mai înregistrez un podcast. Subiectul de astăzi este unul care m-a inspirat, așa cum se întâmplă cu toate subiectele, din viețile celor din jur, pentru că observ că tot mai mulți oameni se confruntă cu anxietate. Unii ar spune că e ceva, o închipuire, așa, că hai domne, că vrea să atragă atenția, dar când privești aproape omul respectiv care suferă de anxietate, îți dai seama că le, treburile sunt chiar serioase, iar asta, în ceea ce mă privește, neștiind psihologie, chiar cred că este o boală. Dar pentru că eu nu știu psihologie, am invitat un psiholog, dar nu orice psiholog, ci pe acel psiholog care spune lucrurilor pe nume, adevărul gol, goluț, verde în față, chit că vrei, chit că nu vrei. Sofia Dumitriu, îți mulțumesc din suflet că ai revenit nu știu cum e în altă parte, dar la mine să știi că ești foarte, foarte iubită. Oamenii dau like podcastului înainte să începem să vorbim, doar pentru că în titlu apare numele tău. Mă bucur, bine te-am găsit, Octavia. Hai să vorbim un pic despre anxietate. Spunem te rog, care sunt semnele reale că cineva are anxietate? E ca un soi, știi expresia, ai o piatră pe suflet, au o presiune emoțională care e, îi agită, îi și paralizează. Anxietatea înseamnă de fapt frică și scenarii fricoase despre ce s-ar putea întâmpla în diverse contexte. Asta este anxietatea, frica de incertitudine, de necunoscut, fiecare în funcție de care îi sunt problemele. Care sunt cauzele care pot duce la a ajunge să simți frica asta? Frica este absența curajului, într-un fel. Iar curajul se manifestă prin a interacționa cu mediul înconjurător. Dacă nu ai experiențe cu mediul, nu capeți încredere în, în tine ca să vezi că poți depăși anumite situații. Acum, sunt cauze care vin din copilărie. Dacă ai, dacă ai crescut într-un mediu toxic sau haotic sau critic sau în care nu te simți protejat, atunci creierul tău stă pe modul de uh, fight, de apărare, fight, freeze sau flight. și atunci e, creierul este inundat de cortizol și rămâne un pic defect, în overdrive. chiar dacă tu ai scăpat de mediul acela, este o stare, un mod de a fi, de a fi tot timpul în alertă. Dar ca și copil, de exemplu, aveai un părinte care este agresiv sau care nu știi cine este astăzi. Astăzi este omul bun sau astăzi este omul rău. Tot timpul stai într-o stare de alertă și ești obișnuit cu asta. Și ulterior, când, ok, devii adult, îți dai seama că ai o stare care rațional nu ai de ce. Uite-mă, e interesant ce spui acum, că mă gândesc la părinți, la mămici așa cumva în general, dar poate și la tătici care astăzi sunt bine dispuși și mâine sunt stresați, supărați și își varsă acele supărări pe copil. Acum te iau în brațe, peste o rății la tine și uite că nu-ți dai seama ce poți crea în sufletul și în mintea acelui copil cu repercursiuni în viitor. Sau părinți care sunt narcisiști sau psihopați, de exemplu, pentru că părinții narcisiști sunt foarte duri, foarte critici și nu știi dacă asta te iubește sau te critică și tot timpul Stai într-o stare de, și de alertă, și că trebuie să-l mulțumești, pentru că copilul vrea atenția și dragostea părintelui. Da. Și am văzut asta, de exemplu, la persoanele care au crescut cu mame sau chiar tați narcisiști, la 30 de ani, la 40 de ani, conștientizează o stare de anxietate după ce, ok, trecem de în diverse etape în terapie, dar ajung după aia, ok, au dispărut motivele că aveau niște situații concrete, dar după care e, e un soi de blocaj, de acea agitație, tremur intern, de a interacționa cu mediul, deși rațional, sunt persoane deștepte, logice, raționale, și descoperă că au o, 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 un mod de a fi, care sunt, pleacă din copilărie. Că uite, acum, când ziceai de persoane de 30-40 de ani, mă gândeam. Că, să spunem că tu ai încep să ai teama asta, mă rog, ai crescut într-un anumit mediu și atunci crești cu sentimentele astea, duci adolescența, ajungi la facultate, dar practicai timp să te vindești până la 30 de ani. Dar ce faci în situația în care genul ăsta de anxietate, fobie socială chiar, se declanșează după vârsta de 40 de ani? Când întreb asta, îți spun că eu chiar cunosc două persoane care asta simt, au fobie socială, efectiv stau în casă, nu mai ies de 3, 4, 5 luni de zile, și îmi spun că în momentul în care vreau să ies, am impresia că toți oamenii vin așa spre mine, tremur. Noi trăim Și până și niște... la 40 păreau normale. Adică okay. O viață normală. Pot fi două cauze. După vârsta de 40, lucrurile devin și mai serioase. Sunt multe incertitudini cu privire la viitor, starea de sănătate personală, sănătatea părinților care îmbătrânesc copii, divorțul, partenerul, sunt lucruri... Or singură ori singurătatea. Ori singurătatea și atunci sunt dileme destul de mari și anxietatea, că episoadele anxioase se dezvoltă și la treceri în situații de viață, în schimbări din astea majore. Iar după vârsta de 40 de ani este o schimbare majoră de perspectivă. Și atunci se poate declanșa în urma acestor incertitudini cu privire la viitor, și cred că în urma pandemiei și a războiului s-a întâmplat o anxietate socială generalizată, care și aceasta este un factor din extern. Practic, nu mai sunt repere de autoritate, nu se mai știe care este adevărul, care este iluzia, ci, dacă e cineva în control, cine este în control, dacă sunt competenți. Și atunci. Uh, E un haos, e, categoric e un haos social la care suntem toți conectați din cauza social media, și atunci inevitabil ești bombardat. Este și o stare de apocalipsă generală, pentru că social media senzaționalizează uh, panica yeah. și frica. O marketizează. Din asta face bani. Exact. Nu o să-ți vină să crezi, e șocant, dramă, nu știu unde. Da. Și, atunci... și Dacă nu e pe panică, nu vinde, nu merge. Nu vinde, bine. trebuie să fie ceva intens, senzațional. Și atunci lumea este. e blocată în, acestă, în această bulă de anxietate, dincolo de care oricum există evenimentele astea majore care s-au întâmplat în ultimii ani și consecințele la, la nivel de percepție socială. Ce se întâmplă cu omenirea? E sentimentul că nu mai este nimeni în control și nu se mai știe care este adevărul și care este ficțiunea. Ceea ce nu e de loc departe de adevăr, că astea sunt vremurile pe care le trăim, oricum de-a lungul timpului le-am spus oamenilor să fie foarte atenți la informațiile cărora le permit să vină înspre ei, pentru că ele au cu adevărat un mare impact asupra stării noastre a sănătății mentale. Um, da, practic trebuie să ținem o dietă informațională, să-ți selectezi resursele și să înțelegi că tentația, că e ca un virus și mie îmi vine să dau vine click. Să dai click și normal. mie îmi vine să dau da. click și mi-au -mi ți de multe ori și zic nu pot să cred, clickbait articole, pur și simplu este curiozitatea, doar că dacă poți să ai detașarea să înțelegi că ăsta este un film în care intri, este o iluzie social media, anumite lucruri. Dar dacă ești, de exemplu, o persoană care este într-o puseu de anxietate, cel mai bine ar fi să eviți lucrurile astea. Să stai la distanță de informațiile care te-ar putea impacta și să faci o selecție a informațiilor pe care le vezi, în special pe social media, pentru că la modul real de acolo ne cam Și emisiunile de știri și toate astea, adică de să, eviți, mai zic că de să televiziune... eviți lucrurile care sunt despre panică, tragedie, dramă. Era să zic acum, evita știrile, dar cum ar fi după 18 ani de știri să zic asta. Nu, trebuie doar, nu? Să, trebuie, doar Să, fii selectiv cu informațiile pe care le lasă vină înspre tine și ai de aia ești stăpânul în casă și ai telecomanda în mână. Spune-mi, te rog, cineva care are anxietate, da? cum poate să o ducă pe picioare? Cum să facă să îi țină piept? Să aibă o viață, Sim. să încerce să aibă o viață cât de când normală, că omul realizează că nu e chiar în regulă. Sunt două metode. Trebuie să-ți ajuți corpul, biologia, să facă față cortizolului și asta înseamnă sport, masaj, yoga, meditație. Bine, meditația e mai mult pentru psihic. Și după aceea tehnici din acestea psihice. Sunt uh, tehnici de respirație care ajută foarte mult. E foarte simplă corelația respirație-stări emoțională. Uite, când oamenii au atacuri de panică, Respiră foarte sacadat, li se pare că nu mai au aer. Respirația este strâns legată. Oftatul, de exemplu, iarăși, Zim este un exercițiu un semn... de respirație. Cum? Zim un exercițiu de respirație. Cum? Sunt pe YouTube tehnici de respirație anti-anxietate. Asta sunt respirații largi, profunde, uh -huh. și cu atenția concentrată pe inspir, pe expir. Practic, aduce atenția pe corp. Și în modul ăsta, mintea nu mai este în overdrive-ul acela. În afară de faptul că respirația profundă te ajută să te calmezi, la fel cum dacă te pun acum să respiri, s-a cadat un minut, începi să simți panică, chiar dacă tu nu ai panică. Pentru că e biofeedback, așa se numește. Adică și corpul îți determină stări, emoționale și stările emoționale îți impactează corpul. Și de asta spun că anxietatea trebuie abordată în ambele direcții. Trebuie să îți ajuți și corpul să facă față. Sportul, de exemplu, e o întreagă, practic, fabrică de produs droguri în mod natural. Sportivii nu o să-i vezi că sunt anxioși sau depresivi. Pentru că se secretă tot felul de chimicale care fac parte din formula aș zice, a fericirii, că astea sunt cuvinte mari, dar e ca o stație de epurare a stărilor negative. Este fabulos. Nu știu dacă ați încercat. Bine, eu recunosc că fac sport acasă după foarte, urmărind foarte multe clipuri de pe internet. E o adolescentă pe care o urmăresc frecvent, care face niște exerciții intense de, pe care chiar le simți în 15 minute, chiar simți cum îți lucrează fiecare zona corpului pe care o prezintă ea acolo. Dar vă recomand să încercați Pilates. Eu sunt mare fan Pilates. Este cel mai minunat sport care te ajută să-ți întinzi fiecare zona corpului, să-ți lucrezi fiecare zona corpului în timp ce mintea ta poate fi very far away. Deci și, este da, și un sentiment de de, de da. forță, de asta zic eu eu când da, sunt că la e sală, solicitant. de exemplu, îmi plac exercițiile cu greutăți. Deci rid de mine cumva, zic, mamă, ia uite ce stare ai, mă simt, știi, versus acela din uh, Sia, uh, I'm a Porsche with no brakes. Da, da, da. Deci am o uh, îmi, stafă, îmi Dă niște stări din asta de forță. De asta zic și care este vital, ok? O oră pe zi, practic, iei o pauză de la anxietate, în afară de fapt că e o pauză de la anxietate, dar trăiești și opusul. Toate aceste um, chimicale care se secretă, testosteron, adrenalină, um, endorfine, după aceea îți schimbă gândurile. Că de asta zic, sportul nu este că îți rezolvă problemele, ci îți ajută mintea să gândească diferit la probleme. Și atunci, de asta zic că, uite, poți să ai anxietate socială, să nu ieși din casă, dar poți să-ți pui de acasă. Uite, eu în pandemie îmi pusesem niște workout-uri de pe YouTube, făcusem febră musculară mai tare, deci la sală nu fac febră musculară, dar. De asta zic da, că există, că există, dar trebuie să le faci, pur și simplu. Oamenii stau într-o stare de blocaj, crezând că se poate rezolva totul mental. Dacă corpul tău este inundat de cortizol, Mintea ta va produce în continuare scenarii negative. Nu este totul doar din a gândi nu știu cum. Funcționează și terapia cognitivă, apropo de anxietate. Uh -huh. Adică opusul îți scrii gândurile care sunt negative, care sunt fricile. Hai să vedem, sunt raționale și îți scrii opusul lor. De aceea funcționează și antrenamentul ăsta mental, dar și corpul. Trebuie să-ți-l ajuți. În completarea ceea ce spuneai tu cu sfaturile astea care sunt fabuloase, mă gândeam cât de bine mă simt eu, care n-am anxietate, Doamnește, că nu știi niciodată când te lovește nimic cu depresie, anxietate, adică chiar nu știi, oricine eu. Eu cred că oricine este expus la. Mm, nu? Depinde. Nu? Nu. Sunt niște evenimente în viață care îți determină. Dacă ai trece prin niște schimbări majore, dramatice sau importante, sau atunci care determină o incertitudine cu privire la viitor. De asta zic, anxietatea nu este ceva așa, ok, cu excepția faptului că ai avut dacă ai avut o copilărie traumatică uh -huh. și atunci e fix ce spuneam la început. Și atunci ai acest obișnuință de a sta într o stare de freeze. Da, atunci anxietatea este în tine chiar dacă nu ai motive. Dar altfel nu apare din senin decât dacă ți se întâmplă. Ești, te afli în contexte de viață care nu știi ce urmează, nu știi da. ce să faci și sunt opțiunile pe care le anticipezi, scenariile sunt negative. Vreau să vă spun înainte de asta că eu v-aș mai recomanda să faceți plimbări lungi, mergeți pe jos, prin oraș, prin, indiferent de orașul în care locuiți, plimbați-vă pe străzi, luați-vă un Capuccino, o cafea, ceva ce vreți, făcut acasă, nu trebuie neapărat să o cumpărați. Luați-vă partenerul de mână sau singuri, fără telefoane, fără muzică în urechi, fără nimic și conectați-vă la univers și la momentul acela, tu cu partenerul și plimbați-vă ca niște turiști prin propriul oraș, pentru că este super relaxant, eu fac asta frecvent și e foarte, foarte relaxant. Da, de trăit în prezent. Dar uite, da. apropo de plimbări, plimbările în natură. Natura este o terapie extraordinară. Este liniște, este contemplație, este. sună așa, mistică energie, dar este. Nu, așa este. Este pe mine, mă, efectiv, intru într-o stare de meditație, adică nu pot să fac nimic. Stau și mă uit, pur și simplu. Și e minunat că. La da, modul da, da, e real simți frumusețe, e estetică, e miros, e aer, e lină. E da. viață. Uh, de exemplu, dacă e cineva care are, are simptomele astea, da, și are anxietate, fobie socială, toate astea, și totuși le neagă, da, zice nu, eu sunt puternic, lupt cu mine, nu, dar ele sunt acolo. Care ar fi efectele pe termen lung ale netratării la momentul potrivit? O să explodeze într-un atac de panică sau în depresie. Pentru că ceea ce reprim și negi se acumulează, se acumulează în tine, este ca o oală care fierbe sub presiune. Emoțiile îngropate și negate, ele la un moment dat vor exploda și vor exploda urât și dramatic. De aceea, un, atacul de panică este anxietate adunată, adunată. Mm. N-ai făcut, ai avut vreodată vreun atac de panică? O dată în avion, urăs să zbor, deci mai mult de 5 ore e coșmar și 5 ore e coșmar, dar am avut un atac de panică, da, în avion. Um, din pricina faptului că Îmi fusese afectată urechea dreaptă Și mă durea îngrozitor capul Din pricina presiunii a, atmosferice. Ok, Deci a fost pe fond fizic de S-a da. dereglat un pic fizicul Am aterizat și atunci... direct la spital Dar mi-a fost frică wow. Adică a trebuit să ne amânăm întoarcerea cu o săptămână Pentru că eu nu mai aveam curaj să mă urc în avion Vezi, anxietate, anxietate. anxietate da, este frică. Și după aceea Cu siguranță am avut teama asta de zbor E singura teamă pe care am avut-o Patru ani eu n-am mai zburat deci nu am mai plecat în vacanțe în afară și acum de vreo 2-3 ani am reluat zborurile, dar pe distanțe scurte, adică o oră, două ore, trei ore. Însă am aflat de la medicul orelist cum să fac să nu mai am da, ca să de nu de mai ureche Da. și a funcționat de nota 10. Dar uh, uh, da... Știu cum e și încep Bine, am... la tine atacul de panică, vezi, nu a fost consecința unei anxietăți adunate și asta, doar că atacul de panică ai văzut că este o nu știi ce se întâmplă, pierzi și... controlul da. asupra corpului, exact. respirației, uh, transpirației. Și simțeam că nu mai nu am mai aer, îl țineam nu mai ma... aer. zic Vezi? ce mă fac, nu mai pot. Aoleu. Deci nu aveam aer în tot avionul, a trebuit să mă ridic, eram la aterizare, stați jos, nu m-am ridicat, deci nu mai țineam cont de nimeni în jurul meu pentru că nu mai aveam control asupra mea, zic nu, 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 nu mai am aer, nu mai pot. Și chiar simțeam că nu mai era, deci este cumplis, ai atac de panică, este înfiorător. Dar uh, am depășit uh, momentul ăsta. Aș vrea să te întreb dacă fetele, acum vorbesc despre adolescenți, așa sau mă rog, până în 30 de ani tineri, dacă fetele simt diferit anxietatea față de băieți. Da, și pentru că suntem mai fragile, suntem mai judecate social, pentru că până în 30 de ani ne căutăm imaginea de sine, locul în lume, atracția unui partener, cariera și plus fetele sunt și crescute, cât și judecate social mai mult, că de asta e și acum trendul ăsta de cancel culture în exces, s-a dus societatea într-o extremă de nu ne mai judecați atâta, Prec practic extremă. și de acceptare cum zic, a orice, Așa, care nici ești. asta nu este da, nu, ok, doamne, nu. dar este reversul societății și de da, tot timpul ai văzut că sunt valuri din da, sunt valuri, de asta e normalitatea până ne revenim, adică suntem în anul este o răzbunare istorică la tot ce s-a întâmplat cu femeile, știi? Și acum se duce într-o extremă după care o să, la o un să moment dat, o să ne singure cu stângul în dreptul cu feminismul ăsta. O să fie dificil pentru că masculinitatea o să fie foarte inhibată, foarte știi? Și nu o să mai apă, okay, femeile vor fi puternice, dar nu -o, o să mai aibă cu cine. Nu o să mai aibă cu cine lupta, exact. Știi? Și atunci, de asta zic, au devenit, am devenit, nu neapărat judgmental, dar femeile au devenit din ce în ce mai puternice, mai conștiente, mai independente și ca atare intolerante vis-a-vis -vis de bărbați, care nu au evoluat în același ritm. Și atunci, ok, tu poți să ai dreptate, dar cu cine, că tot vrei relație? Și atunci trebuie să reduci la niște așteptări sau la o anumită duritate. Deci femeile simt într-un fel, bărbații da, în da? Femeile altfel. sunt într-un fel, uh, pentru că sunt mai impactate și emoțional în general, și de judecata. Socială. Iar băieții reprimă mai mult și au comportamente, se pot um, auto-medica cumva cu alcool, cu droguri, cu jocuri video, de exemplu. Se refugiază uh -huh. acolo, evită. Apropo uh, de fobie socială. Cum e cu automedicația asta, că e medicamente după capul tău, că zici că ai auzit că prietena mea care avea și anxietate lua Zanax sau mai știu eu ce nu știu cum zic acum? Habar n nu mă pricep la medicamente. Nu ar, ar trebui. Nu ar trebui, că psihiatru știe în funcție de simptomele pe care le ai ce să îți dea. Dar, mă rog, tinerii acum să știe foarte. Deci am un puș de 17 ani la ședințe, deci ce-mi povestește la liceu, deci vreau, aș vrea să scriu pe Facebook directorul de la Traian Vuia de la liceu, 50% se droghează dintre lui, se droghează în clasă în clasă și nu că se drogează. Deci e nu fumat iarbă, câte 10 piluri de ecstasy, mefedronă, sunt niște droguri cumplite la, de la 14 ani. De la 14 ani. Cum adică în clasă? Da. Și, și profesorii? Și profesorii. Nu văd, nu iau nicio măsură, nu nimic? Văd, nu văd. Probabil din ambele se întâmplă. Dar fenomenul, eu sunt convinsă că urmează o epidemie în România de droguri, nu de droguri, drogurile există deja, dar o epidemie de dependenți și e groaznic, e groaznic. E din ce în ce mai mare accesul. Asta este foarte grav. Uite, ăsta este unul dintre momentele pe care o să-l extrag din acest podcast și o să-l postez pe Facebook ca să fie distribuit și să ajungă la cât mai mulți oameni, în așa fel încât să se ia măsuri, pentru că... Și să știi că mulți părinți sunt în denial, sunt în negare. Pentru că mama acestui băiat care l-a adus la ședințe, de exemplu, ea s-a autosesizat la un moment dat. Și bine, acum se judecă, zice un copilul meu se droghează de la 14 ani și eu nu mi-am dat seama și a dat seama de acum. Dar ulterior, pentru că anturajul iarăși joacă un rol important, gașca în care era, ea a intervenit și a sunat la părinții acelor copii. Părinții nici nu au vrut să audă Aproape niciunul copilul meu, nu. Neagă cumva. Pentru și responsabilitatea de a se ocupa de ei, dar și pentru că pe interior simt că au ieșuat undeva ca părinți și vor, nu, nu vor să accepte acest lucru. Deci e, problemele sunt mult mai complexe. Nu este că adolescentul ajunge să se să devină atât de autodistructiv de capul lui. Că poți să le încerci e una, că toți știu ce e bine și ce e rău. Dar să devii dependent? Faptul că azi. devin independent sunt niște, e o neglijare parentală acolo, sunt, multe, sunt mai multe motive. Cum ajunge un astfel de părinte, ok, cu negarea poți să înțeleg, dar cum ajungi să nu vezi? Mergi în public o, bine, și ai discuție cu el acasă. Ei se și ascund dar bine. nu-l vezi tu... cu pupile dilatate, nu-l vezi acasă că e altfel, absent sau... Dacă nu știi comportamentul de droguri oamenilor care se droghează, e și greu să-l detectezi. Doamne! Unu, și doi, nici nu vrei să vezi. Acest, această autodecepție și autonegare și automințire este un mecanism atât de răspândit. Pentru că ce ar însemna să înțelegi, să vezi asta? E la modul... 1, am eșuat ca părinte. Doi, trebuie să fac lucruri trebuie să fac lucruri, să-l salvez pe copilul ăsta, care e multă muncă. Și mulți se trezesc ei, părinții nefericiți, în tot felul de contexte, în tot felul de mariaje disfuncționale, în tot felul de probleme, știi? Și pur și simplu sunt copleșiți. dacă le asculți și poveștilor lor, crede-mă. Deci de-aia zic, este... Doamne, mă uit la tine și mă gândesc cu groază că și eu am un băiat, are șapte ani, dar, doamne ferește, știi, sunt unii care dau vina pe părinți pentru faptul că ai lor copii ajung într-o astfel de situație, dar lucrurile este, sunt destul sunt, de complicate. E de la caz la caz, dar este clar relația de încredere, de respect și emoțională cu părinții, pentru că dacă ai conexiunea asta acasă, nu, nu ai nevoie nici într-o gașcă de care se droghează, nici nu ai nevoie de trăire atât de intense cum au ei prin droguri ca să compenseze pentru o nefericire pe care ei o au. Pentru că de ai nevoie de un exces de plăcere ca să compensezi pentru o suferință în exces. Și așa după aia apare adicția și mărești doza pentru că nu e. Deci eu când... Eu efectiv îngheț când îmi zice 10 extaziuri la 16 ani, în afară de faptul ce îți face la creier chestia asta, pentru că creierul e în dezvoltare până la 22 de ani, adică îți distruge. Iar eu știu ce o să se întâmplă cu într -o ei. Într-o zi? Cum? 10 extazii într-o zi. 10 extazii într-o zi. Eu nici nu pot să-mi imaginez. Am mai auzit la adulți, la din asta, și mai și îmi zice, păi după 4 uh, n nu aveam nimic. Zic, Doamne, în ce filme sunt și cum le distruge creierul, cum este așa se pun bazele unor boli psihice pe viitor, de la schizofrenie, tulburare bipolară, sunt multe, multe. În afară de fapt, o atenție, pentru că acum, de exemplu, Puștiu îi face mama teste de drog, adică Îl e i-e băgată da. foarte, știi, a venit și ea și tatăl și toți, adică toată familia este implicată și da, așa se face. Și uh, Puștiu acum... Uh, Acum începe să învețe și își dă seama, atenția, chestia, nu pot să mă concentrez, nu pot să... De-abia acum, că s-a oprit, începe să realizeze efectele secundare. Dar în minte, restul care nu se vor opri, nu se vor opri. Și de asta zic, cred că o să fie o epidemie la nivel social, pentru că toți aceștia vor ok, vor fi adulți și vor fi, vor fi praf. Adevărul e că eu o problemă cu drogurile gravă de tot în ultima perioadă, a luat tot mai multă amploare. Cred că nu e săptămână în care să nu văd știri la televizor. Sunt peste tot. Peste uh, tot. Despre asta, dar mai mult decât atât, pe rețelele de socializare, în special pe TikTok, sunt pentru închiderea TikTok-ului, by the way, uh, pentru că acolo e ceva fără control. Și eu. Așa. Deci, pe TikTok sunt atât. Toți adolescenți drogați care se filmează drogați și care spun ce viață minunată am încât îți vine să te închini. Deci eu, sunt, eu am luat o pauză cu cariera mea pentru că Andrei e în clasa întâia și mă îngrozește lumea asta. Faptul că dacă îl scap din mâini de s-a terminat. Și eu trebuie să-mi petrec cea mai mare parte a timpului cu el ca să creez această conexiune, să se simtă în siguranță acasă, să vină să-mi spună, pentru că mi-am dat seama de-a lungul timpului, observând relațiile altor părinți cu copiilor, că cei mici pleacă, caută altceva în altă parte, atunci când le lipsește ceva acasă, în principal exact. atenție. Exact. Or dacă tu stai tot timpul cu copilul tău. El nu are cui să povestească că tu ești ca lipit acolo. Și depinde ce fel de atenție, că de exemplu multe femei nu atenție sunt doar atenția aia citălitoare, nu, da. nu face aia, nu face aia. Atenție da. să-l cunoști, să-l înțelegi, cunoști, să care vorbești. sunt gândurile. petrecut timp din ăsta, curiozitate, nu la modul de control și, și supravegheat. Și nu de stau cu el ca paznic, uh, știi? Pasmic, adică da. interacționez viața lui, interioară. Așa este, chestia asta cu... Că uh. Copiii ăștia nu ajung să se ducă, de asta zic, nu se vor duce în zona de dependență dacă ar avea emoția care trebuie acasă și ghidarea, guidance. Ok, discuții despre viață, că mai ales la adolescență încep întrebările, încep hormonii, încep dilemele. E... Încep să știe mai multe decât știi tu. Exact, și trebuie să-i construiești viziunea despre viață. Da. Mă rog, dacă nu părinții nu nou, că acum depinde. Asta e, știi Plus, cu, părinții, mulți cu da. Se trezesc nefericiți, se ceartă, se... de asta zic, sunt atâtea chestii la pachet care determină Știi că la un moment dat erau niște persoane publice blamate că nu vor să facă copii, Dumnezeule. nu ar trebui deci să facă toată lumea copii. Nu, copiii nu lumea. sunt pentru toată lumea, frate, nu simți, nu faci pentru că își cere mama, tata, vecinul, vecina, Dar societatea. Nu asta este un pic de, nu societatea, oamenii fac copii pentru că e cea mai simplă și la îndemână metodă să ai sens. Un copil îți rezolvă ție ca adult niște probleme importante. Problema sensului, a sensului. Care-i sensul în viață? Dar pentru cum e altfel... copilul și să nu zicea, stai că nu și e Și putere sensul. și doi, putere și autoritate. În sfârșit, oricare om va avea putere și autoritate asupra cel puțin unei persoane. Copilul. Pentru că majoritatea oamenilor sunt frustrați social, din proprietate Și, pricina, și pricina, practic, orice. pentru că când ești părinte, ce ești? Ești un mic Dumnezeu, ești autoritatea supremă. Tu ai putere totală asupra copilului. Deci ți-ai rezolvat două probleme. Sensul și puterea. Niște criterii total nesănătoase. Sunt, dar ele sunt la baza motivațiilor pentru care zic oamenii că vor copii. de -aia zic că asta e mult bullshit. Evident. Pentru că pare o chestie din asta atât. Vai. Plus, am făcut ceva în viață. Dar doar îl fac. Nu-l și cresc. Nu-l pregătesc pentru viață. Pentru că eu, mie mi se pare o responsabilitate incredibilă, este tocmai, ești Dumnezeu. Da. Aduci conștient pe cineva, mă rog, majoritatea o fac inconștient, de aia nici nu pot să-i judecă, că nu se gândesc, nu anticipează. Îl... V-ați gândit cum aveți resursele. Și mulți zic, la ce urmează dar Dumnezeu noi cum am maia. crescut, dar pe lângă casa mea. Păi da, și uite câte probleme aveți. Exact. Adică e o totală nepregătire despre ce înseamnă de la financiar, pragmatic, ce resurse ai. Timp, tot Bunici, tot. ai bunici, o să-l crești cu bună, ce bani ai, sunteți parteneri în creșterea copilului, indiferent ce se întâmplă cu voi doi, pe termen lung. Nu să folosiți după aceea copilul ca șantaj Dacă și manipulare. De schimb, ceea da. ce fac și femeile și bărbații. Deci nu e că doar bărbații și femeile fac același lucru. Pentru că, în sfârșit, au leverage și putere asupra bărbatului și vor folosi copiii, pur și simplu. De asta zic că să nu îmbrăcăm așa nobil, că dacă o femeie face copii, o să fie, vai. Nu. nu și femeile nu, și bărbații clar. vor face același lucru copii ca putere și plus le instalează, vezi, chestia asta, datoria și vina. Tu ești dator. Te-am făcut, te-am adus pe lumea asta, de parcă ai făcut un beneficiu, dacă, dacă nu le-ai adus unde trebuie. Adică se ofere o viață frumoasă da, pe planeta noi, sunt asta. Sunt părinți care se poartă într-un anumit fel cu copiii, încât săracii de ei trebuie să lupte în fiecare zi pentru iubirea lor. Băi, uh, sunt copilul vostru, deci, în primul rând, uh, trebuie să mă iubiți. Adică, iubiți-mă forever orice ar fi. Știu, dar copilul, dar copilul nu are, copilul are nicio autoritate. Trebuie și să nu știe lupte nimic. în fiecare zi. Nu mulți fac copii ca să fie ei iubiți de cineva este, Horror. credem. Nu, așa e, sunt Și să fie adevărat, cineva în care nu îi părăsește, e safe, e, e, sigur și plus puterea, autoritate, sens. Nu uita, astea trei sunt. ăsta e motivul pentru care majoritatea fac copii pur și simplu. Pentru că nu că zice societatea. Nu, tu zici. Cine zice este egoismul societate? din tine. Exact. E, e, ca un soi de leapșa dată mai departe. Tu te-ai născut ca să dai sens părinților tăi, Păi, Ajunge la m-am din concluzie. iubire. Aici, okay. am născut din iubire. De, sunt a, iubi, în ești am o norocoasă draga ești în iubire, o norocoasă în crescut, da. Mai ales generația noastră da. Să te naști dintr-o părinți Care s-au iubit pe termen lung că mulți poate s-au iubit La început 2-3 ani au apărut da. copii Și după aia cresc diferit și descoperă Că sunt incompatibili și se schimbă Și, și nu mai este iubire copii și... De asta zic, că Iubirea aia trebuie să și continue Pe termen lung Poate să fie făcut din iubire Dar după aia să continue Să se transforme în parteneriat. Hai să revenim da. la subiectul ăsta. Nu, că ăsta n-ar fi super interesant, că mi se pare, oricum, partea asta cu ce mi-ai spus tu de Tudor Vianu. Da. O să iau și o să postez pe rețelele de socializare. Serios, deci că eu am zis, zic, ok, o să scriu eu pe Facebook. E un semnal de alarmă, adică e cu mult semnul exclamării roșu, ce nu fac, se poate. Ce fac acolo? Ce fac ce profesorii se întâmplă? acolo? Ce Ce fac profesorii acolo? Cum? Elevii? Cum de nu se știe? Adică cum? Sau, la trei școală? Trei ani cred. Trei ani să nu da. Cum să se întâmple așa ceva la școală? Deci, încă sunt uh, șocată de ce mi-ai spus acum. Uh, bun, revenim la subiect. Cei care trăiesc, uh, cum trăiesc cu anxietățile astea, au tot felul de gânduri negative, se critică, da? Au niște sentimente nu tocmai plăcute despre ei, pentru că își imaginează tot felul de scenarii pe care le-ar putea avea oamenii despre ei. Ce zice ăla, ce zice eu, la gura lumii, etc. Cum fac ei să facă fața acestei autocritici și gândurilor negative implicit? Asta e foarte interesant că gura lumii, când întrebe un om uh, de ce are anxietatea asta și frica ce zice lumea și întrebi care lume, cine este lumea aia? Lumea aia este familia, se reduce de fapt, lumea aia începe cu familia. Deci, de fapt, ce zice lumea este ce zice familia mea. E cineva acolo, în familia ta, care de fapt te critică sau căruia te sau care te judecă, căruia trebuie să-i îndeplinești un anumit uh, scenariu de uh, succes. Pentru că lumea, dacă stai să analizezi rațional, 50% te vor iubi, 50% te vor detesta. Și pe mine sunt convinsă că sunt o grămadă de oameni care mă detestă, la fel și pe tine. Oh, Suntem toți și iubiți solidate. și criticați. Bun, deci pe da. care îi alegi? Când zici ce zice lumea. Deci dacă plecăm, e logic. Deci uh -huh. nimeni nu este că este iubit de toată lumea. Nu. Toți avem și, pă, că e normal, și simpatizanți și hateri. Da. Și hateri. Uh -huh. Bun. Deci și atunci. Cum adică ce zice lumea? Păi care lume? Pentru că noi ne selectăm. Cu vârsta ne selectăm oameni care sunt ca noi. Ne creăm propriul trib, cumva, de da, oameni cu care rezonăm. Și atunci când cineva îl întrebi de ce-ți frică de ceea ce zice lumea, întotdeauna, dând filmul înapoi, o să descoperi că e, de fapt, cineva din familie care este această lume care îl, îl critică și îl judecă. Uite, vezi când zic uh, gura lumii, da uite, iară, vezi că e de la persoană la persoană, de la om la persoană. <laughs> Asta cu gura lumii. Pentru mine, cel puțin ar fi lumea în general, care nu are legătură cu familia. Pentru că la mine familia e nucleu, un loc în care mă simt siguranță, și așa. Iar gura a lumii ar fi lumea în general. Și când mai e și persoană publică. Știu. E un, e e un, un statut expus, diferit da, în cazul. tău Pentru că ești atunci, expus la mai. Multă, uh, mai multe comentarii dar, și mai multe păreri. Dar eu la mine oricum se resulte, da, tocmai. Bloc and delete, Dar eu le-am spus prietenelor mele ce zice colegul de la muncă de nu știu ce, ce zice nu știu cine. Zic, băi, da, vă și tu o listă a persoanelor care sunt cu adevărat importante pentru tine. Adică, cine lângă tine când ești bolnav, pe cine sunt când ți-e rău, cui pasă dacă ai mâine să-ți plătești facturile sau nu. Te întreabă cineva, ai avut de mâncat? Bun, mai limitează gura lumii, pentru că sunt mulți care atunci când zic gura lumii se gândesc la o la Bun, dar practic ei nu se simt siguri pe ei, pentru că la modul gura lumii o să zică tot timpul ba, așa, ba, așa. Dar dacă tu îți place de tine, tu cu tine, bă, sunt mișto, sunt așa sau știu de ce sunt așa, tu nu te critici pe tine, tu nu ești o dezamăgire pentru tine însuți, practic, atunci nu-ți teamă de scrutinarea asta publică sau scrutinul public. Uh -huh. Pentru că tocmai rațional înțelegi, unii te vor place, alții nu. Deci nevoia de a avea o părere unanimă, pozitivă, din partea exteriorului, este doar pentru a compensa faptul că tu, față de tine, nu ai o părere atât de bună. De exemplu, uite, narcisiștii, sau cei care expun foarte mult pe social media, viața lor minunată, sunt multe selfie-uri, ce pot, vor, Ca... pe masă, tot ce se poate ce vor? Gura lumii, validările sociale, like-urile, să le dea o părere de sine bună, pentru că în realitate, au un self esteem scăzut. Asta e un paradox pe care mulți nu-l înțeleg despre cei care se expun atât de excesiv și atât de mișto și, atât, și atât de, de multe alea poze. ca și care ce frumoși și fericiți suntem și ne iubim, doamne, nu mai nimeni ca noi. Da, lumea crede că oh, ei -o. o fac, persoane care își pun multe selfie-uri, multe poze, tocmai pentru că sunt nu atât nu de mișto trăiești, frate, și că se că expun. Asta. Nu, ei o fac tocmai pentru că ei invers nu se simt self-confident și atunci trebuie să convingă gura lumii ca ei să se simtă într-un fel la fel și cuplurile care. Eu întotdeauna când văd un cuplu care, de, care își afișează atât de mult fericirea, și în general femeile o fac cu partenerii lor și așa, zic, e fix opusul. E fix opusul. Fericirea este în liniște, e tăcere. Nu zice nimeni, te duci într-o vacanță, pui o poză, chestii, dar în dar momentul în care trebuie să așa, convingi da. audiența, da. de fapt este fix opusul. Știi? Și atunci, la fel este și, știi, că am plecat cu, de la, la anxietatea da. asta ce, ce zice lumea. Uh -huh. Tu cu tine trebuie să te împaci, să te analizezi, să vezi, să găsești o mulțumire de sine, să vezi ce poți schimba din nemulțumirile alea și ce trebuie să accepti din ceea ce nu poate fi schimbat. Pentru că mai trebuie să... trebuie să ai practic o împăcare cu sine. Că de -aia te cauți atât de mult în exterior, că tu cu tine nu ești ok. Și să zicem că tu te cauți tu pe tine, dar vezi la un moment dat că nu progresezi, nu ajungi nicio direcție. Ce faci? Te cauți tu pe tine și nu ajungi în nicio direcție unde? În cunoașterea asta la... de sine? Da, da, da. Adică să ajungi să te vindeci, să... Și, băi, parcă mă simt un pic mai bine, tot mă străduiesc, să lucrez cu mine, să aflu, să citesc, poate să merg la psiholog. Păi, Și tocmai cu toate astea nu se întâmplă nimic, sunt la fel, am aceleași trăiri. E un parcurs, depinde de probleme, cât de grav este, adică care sunt influențele, dacă pleacă din copilărie, dacă pleacă din bă, ce ți-au făcut partenerii sau poate pleacă de la niște standarde din astea greșite, sociale, pe care crede că există în judecarea individului. Adică trebuie luat pas cu pas, de văzut, care îi sunt, de unde și-a format percepția asta despre sine. E de la părinți critici, este de la. Uh, sub... care sunt influențele, uh -huh. de fapt. Și atunci trebuie lucrat. Deci pe pas lucrurile cu pas astea. și cu răbdare, în principiu. Pas cu pas și cu răbdare, da. Spunem dacă ar fi cumva niște modalități prin care s-ar putea reduce riscul de dezvoltare a anxietăților în rândul tinerilor. Uh, expunerea controlată la anumite situații, de exemplu, sociale. Că practic, cum spuneam, care este opusul anxietății este curajul. Anxietatea uh -huh. fiind frică care este opusul curajului și încrederea în sine. Iar asta se construiesc prin a face lucruri pas cu pas care ți se par dificile și descoperi că stai că pot, mă descurc și îți crește încrederea în sine, îți crește curajul. Că, uite, de exemplu, iarăși mamele care își cresc copiii foarte uh, îi cocoloșesc să nu fac aia, să nu fac aia, să o nu grijă, fac aia. Da. Și atunci copilul ăla, neinteracționând cu mediul, după aia când o să fie adult, o să fie extrem de fricos, pentru că nu s-a nu nu expus la timpul potrivit, la anumite contexte sociale, astfel încât să descopere că stai că mă descurc mm -hmm. și atunci va sta într-o stare de anxietate. De de deci expunerea treptată la anumite contexte sociale în care copilul, adolescentul, descoperă că se descurcă. Dacă, de exemplu, aveți mulți prieteni și copilul interacționează de mic cu ei, îi vede, dezvoltă skill sociale, de exemplu. Și atunci, vezi, dar cu cât ești tu mai izolat ca părinte și ești doar tu cu el în casă, cu atât copilul acela va fi un adolescent care n-a fost expus, n-a văzut diverse tipologii de adulți, nu a auzit tot felul de povești. De asta zic că Doamne contează zi, De fiecare dată când vorbesc cu tine, mi se accentuează treaba asta cu rolul pe care îl are un părinte, o mamă implicit, că de obicei ia stă mai mult. Adică este ceva foarte, da. foarte serios. Le spun prietenelor mele care spun, nu am dorit și eu un copil, îmi doresc. Zic, băi, stă, deci nu e o cutie de pantofi, o pereche, o porție acum o pui în dulap. Este o responsabilitate pe viață, ești legat de da, copil, Asta pentru că ești o, o persoană foarte tot... responsabilă, dar multe femei pentru că trebuie să da, revenim. își dea sens puterea, cum spuneam. Și este... după aia vine copilul și a îmbulinat-o, cum se spune pe românește. Căci da, pe -o, o că da, preferă să regrete că l-au făcut, sunt în rândul lumii și sunt multe femei care sunt în situația asta dar de un copil nu mai pot să divorțez, care după aia fac copilul și se trezesc în wow, ce înseamnă și toate problemele cu care vine la pachet. Dar văd, văd foarte mulți copii așa de minunat, senzațional, dar totuși chinuiți așa, schingiuiți emoțional din pricina frustrărilor pe care le au părinții pentru că ajung să nu se mai înțeleagă, pentru că s-au asociat pe criterii diferite și nu și-au dat seama, pentru că din grabă iubire, pentru că, pentru că E o mare responsabilitate asta cu copiii, că am ajuns într-un final aici. Și nu trebuie niciodată, și insist pe chestia asta, să faci un copil pentru că trebuie. ci pentru că simți și ești pregătită și ți-ai asumat o responsabilitate pe viață, cu tot ce implică ea, cu toate punctele spuse de Sofia, care încă nu este mamă, și cu multe altele pe care le-aș putea adăuga eu. De deci ce ceva? Da, este o responsabilitate forever. foarte mare. Um, Sofia, îți mulțumesc mult de tot. Sper că am reușit să punctez cât mai multe aspecte ale acestei boli. Nu? Este o boală anxietatea, nu? Sau um, e... Da, este o boală. Este, este o boală, da. Și sper de asemenea că informațiile pe care le-ați regăsit în această discuție mea, care mi e place mult de tot și care ar curge la infinit, să vă fie utile în cazul în care sunteți într-o astfel de situație și dacă nu, oricum sunt sigură că din discuția noastră tot ați găsit lucruri absolut interesante pe care Sofia le-a spus astăzi aici. Mulțumesc mult și, desigur, că te aștept la un nou podcast. Vin! Să știi. Mulțumesc! Vă îmbrățișez! Gânduri bune!